Ne-am trezit sâmbătă dimineață hotărât să mergem la Disneyland. Am încercat să luăm bilete online, dar nu puteam în aceea zi. Așa că am zis să ne încercăm norocul direct acolo la intrare. Ajungem cu chiu cu vai la chioșcul de bilete și ce să vezi? Nu mai aveau. Cum, domnule, în dita mai parcul Disney nu mai încăpeau încă 3? Uite că nu. Așa că ne-am mai învârtit noi pe acolo pe la magazine, am luat niște jucării pentru Josephine și un balon. Dar nu orice balon. Cel mai scump balon din viața mea. După ce am dansat un pic și pe la Disney, am plecat înapoi spre casă, nu înainte de a ne promite că ne întoarcem sigur peste câteva zile. Ne-am mulțumit cu o masă gustoasă. Tot italian. Nu știu cum nimerim, numai pe la italian. Dar să nu uităm de ce suntem aici. La muncă. Iar a plouat câteva zile, așa că am stat mult în studio. Seriile s-au lăsat cu discuții despre viață, credință, muzică și familie. Dar tot nu ne lăsăm și intrăm noi și la Disney.